Un elev de clasa a 10-a de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Furmuzescu din Deva a fost prins cu droguri în Macedonia. Liceanul a fost cooptat într-un proiect Erasmus coordonat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională pentru a participa timp de 5 zile alături de colegii de-ai săi din alte școli din județ la programul de mobilitate pentru dezvoltare școlară și profesională. Pentru aceștia însă proiectul s-a încheiat mai devreme. Adolescentul ar fi fost reținut de către polițiștii macedoneni pentru declarații și ulterior a fost eliberat. Urmează o anchetă desfășurată și de către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. În acest moment suntem în legătură cu echipa de proiect și am luat toate măsurile pentru întoarcerea în siguranță în țară a întregului grup. Sigur că după ce ajung, Inspectoratul Școlar va demara o verificare, o anchetă, să vedem ce s-a întâmplat exact și ce măsuri să luăm.